să trăiesc! Și că nu merg bicicletă. În vis era mult mai curat și i-a spus ofițerului să fie rușine, ia bicicleta unui copil. Dar nu l-a interesat, a fost în zadar. Apoi mi-au dus într-un fel de închisoare. Eram cu bunica acolo. I-am spunea mereu că va fi bine. Dar într-o zi ne-au dus cu un tren foarte, foarte mult timp și suntem înghesuiți și nu ne-au dat nici apă, nici mâncare. A fost groaznic, iar apoi am ajuns într-un loc și mai groaznic. Când m-am trezit, simțeam că mor, simțeam un gaz toxic cum mă pătrunde și... că a fost doar un vis și ce frumos miros florile și ce frumos e parcul. Acesta e parcul Redei, nu? E Bălcescu? Bă, am învățat de el la școală. Și ce se aude? Ce-i cu atâtea mașini? Unde sunt trăsurile? Și unde vă sunt rochile? De ce aveți rochi? Ce purtați pantaloni? Ce caragios? Ce zi e azi? 13 februarie. 13? E ziua mea! Doamne, e ziua mea! Am o idee. Pentru că e o zi așa de frumoasă și îmi place foarte mult de voi, aș să vă invit la mine, pentru că e ziua mea. Mica a spus că pot aduce doar două persoane, dar îi voi zâmbi frumos și nu se va supăra pe mine. Și știți ce vom mânca? Vom mânca frișcă cu căpșuni. Vă aștept mai târziu, bine? Și o să ne primim și cu bicicleta, o să vă las și pe voi cu bicicleta mea, bine? Lasă-i spunem la mâncă!